da, da, e bagă-mă. Pentru că vreau să spun adevărul, pentru că am vrut să spun în fața procurorului și procurorul m-a acceptat. Vă mulțumesc mult de tot. Nu, dar zic, dacă aș fi avut ocazia să spun în fața procurorului ceea ce am spus astăzi, probabil că nici nu mai exista vreun dosar. Mulțumesc instanței că ne-a dat această posibilitate. Am spus adevărul și numai adevărul despre faptul că deciziile politice privind suspendarea președintelui Băsescu, referendumul, sunt decizii politice și sigur, dacă am făcut bine, oamenii ne votează, dacă am făcut rău, votează pe alții, dar că nu a existat niciodată, în niciun fel și în nicio formă, niciun fel de încălcare a legii. Ori într-o țară democratică în care cred că trăim și trebuie să trăim, nu e sancționat penal pentru faptul că iei decizii politice. Din potrivă, ești sancționat sau ești apreciat de către alegători. Și cred că toți cei care au votat la referendum au avut acest drept să voteze și nu trebuie să fie pedepsiți pentru asta. A spus că nu a adus avantaje nepatrimoniale PSD-ului acest referendum. Să înțelegem că partidul dumneavoastră a participat dezinteresat, l-a promovat dezinteresat, iar faptul că domnul Antonescu era candidat la prezidențiale nu era parte a unei înțelegeri în USL cu PSD-ul? Stimate, partidele politice participă într-o țară democratică și constituțională în care trece dumneavoastră, din fericire, cu intenția de a câștiga alegeri sau de a pune în practică decizii politice. Decizia politică de suspendare a președintelui Băsescu, pe care și astăzi o consider corectă, este o decizie politică. Nu este interzis de codul penal să iei decizii politice să participi la alegeri, doar pe vremea comuniștilor sau a naziștilor, de așa. Deci, repet, din punct de vedere politic, fiecare partid politic, fiecare lider politic, președinte, prim-ministru, parlamentar, participă la alegeri cu dorința de a fi ales sau de a impune o anumită, prin vot majoritar, o anumită decizie politică. Noi am trăit momentul în care 90% din români au votat ceva și nu s-a întâmplat. Da. Și asta e tot democrație până la urmă. Nu trebuie să ne supărăm foarte tare. Repet însă, între decizii politice pe care îl luăm zi de zi, cine candidează, unde candidează, cine nu mai candidează și răspunderi penale, este o diferență dintre democrație și dictatură. Și am făcut o precizare în fața instanței, pe care sunt convins că și dumneavoastră o știți foarte bine. Toate deciziile politice privind suspendarea au fost luate de către conducerea USL. Domnul Dragnea a avut ghinionul să fie singurul care nu era membru al Parlamentului. Și de-aia pe el l-a găsit. Pentru deciziile politice suntem toți responsabili. PNL-ul n-a făcut niciun membru care să fie în situația domnului Dragnea. Asta era următoarea vă reamintesc că, de exemplu, domnul Dobre s-a cerut urmărirea penală și Parlamentul, în mod corect, după părerea mea, a respins acel lucru. Deci, dar domnul Dragnea nu era membru al Parlamentului. Dar n-a făcut nimic singur și n-a făcut nimic ilegal. Toți am făcut decizia politică de suspendare. Repet, și azi consider că a fost o decizie corectă. Îmi pare rău că nu s-a finalizat cu demiterea președintelui, dar e o discuție politică, nu juridică. Și sunt convins că se va face... Pe de altă parte, tot domnul Dragnea este cel care semna mesajele transmise.